Excel, funcții text, partea 1. Microsoft Office Excel este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, asigurând condiții optime de stocare și prelucrare a datelor în domenii precum educație, contabilitate, secretariat, buget, previziuni. Informațiile nu trebuie să reprezinte un scop în sine, ci o bază, un fundament pentru luarea deciziilor, motiv pentru care datele memorate trebuie să fie corecte, clare, accesibile și prezentate într-un format adecvat. Există numeroase situații în care textele din celule trebuie să devină numere. Literele mici trebuie transformate în majuscule, iar spațiile inutile trebuie eliminate. Observația 1. Funcțiile text sunt apelate prin formulele de calcul Excel. Funcțiile intră în acțiune prin scrierea numelui lor și prin completarea listei de argumente dintre parantezele rotunde. Observația 2. Argumentele și rezultatele produse de funcțiile de tip text sunt în general șiruri de caractere. ASCII reprezintă un sistem de codificare a caracterelor bazat pe alfabetul englez. Există 95 de caractere ASCII care pot fi imprimate, numerotate de la 32 la 126. Iată, caracterul corespunzător poziției 32 este caracterul spațiu, iar la poziția 122 regăsim litera Z mic. Funcția char returnează caracterul corespunzător numărului de ordine din lista caracterelor ASCII ale sistemului. Exemple. Pentru a obține litera A mare, vom edita semnul egal, numele funcției char, iar în paranteză vom scrie indicativul 65. Pentru litera mic vom scrie egal, char, în paranteza rotundă trecem numărul 97. Finalizăm cu Enter. Al doilea tip de apel pentru funcția char este folosind mouse-ul cu click pe F de X, butonul pentru toate funcțiile Excel, dintre care selectăm doar funcțiile text, iar din această categorie nominalizăm funcția char dorită. Apăsăm butonul OK. Funcția concatenate unește într-un singur text șirurile de caractere precizate în lista de argumente. Exemplul 1. Concatenate B3,C3. Rezultatul este Ionescu Maria. Exemplul 2. Concatenate Popescu Victor. Rezultatul este Popescu Victor. Mai departe, tot cu mouse-ul, vom nominaliza acele celule care vor deveni argumente pentru casetele de text din imagine. Finalizăm cu butonul OK. Sarcină de lucru. Utilizați funcția concatenate pentru a insera caracterul spațiu necesar completării corecte a datelor din coloana nume-prenume.
Selectăm foaia de lucru Excel, stabilim dimensiunea textului la 22 de puncte, culoarea maro și un accent. Celulele consecutive de la B2 până la F2 vor fi îmbinate, textul va fi centrat. De fiecare dată când edităm un text, apăsăm tasta Enter, care salvează acțiunea noastră, care duce în memorie informația din celulă. Am dat Enter și cu dublu clic pe linia ce separă coloanele vecine, am redimensionat celula astfel încât textul să ocupe un spațiu optim. Nume, prenumele, Enter, dublu clic între celulele E și F. Numerotăm cu ajutorul seriilor numerice realizate cu instrumentul autoumplere. Vom folosi acest instrument, autofill, și pentru completarea seriilor de date corespunzătoare numelui și prenumelui elevilor. Iată cuplerul de umplere. Concatenate. Clic pe primul argument, separatorul virgulă în cazul nostru, Enter cu mânerul de copiere. Cerința este rezolvată. Dar intervenim cu un spațiu așezat între perechea de apostrof. Prenume, nume, elev este o altă cerință. Egal, concatenate, de această nu folosim tastatura, ci doar mouse-ul. Clic pe categoria text din lista tuturor funcțiilor Excel și tot clic pe celulele care vor completa lista de argumente a funcției. Iată între ghilimele și caracterul spațiu. Am apelat funcția prin două metode diferite. Pentru inițiala datului folosim funcția char cu argument numeric. Litera a mare începe de la indicativul 65 în tabela ASCII. Completăm și coloana nume urmată de inițiala tatălui, informație urmată de prenumele elevului. Avem mai multe argumente. Vrem după inițiala tatălui și caracterul punct, iar după caracterul punct inserăm și un spațiu sub apostrof. Cerința este îndeplinită. În fila Bebras, cu dublu clic, observăm algoritmul de creare a indicativului și a parolei pentru fiecare participant. Cu mânerul de copiere, completăm coloanele până la linia cu numărul 18. Tema pentru acasă. Studiați exemplul de mai jos. Care au fost algoritmii de creare a identificatorilor și a parolelor elevilor participanți la concursul Bebras? Indicație: funcția randbetween generează automat numere întregi aleatoare cuprinse într-un interval. Cum va fi
generată inițial a tatălui, conform formulei de mai jos. Vă mulțumesc!